Sunt convins că USL-ul are cea mai puternică echipă pentru municipiul Botoșan și comunile care reprezintă Colegiul 3. Și acum, în alegerile locale, electoratul din municipiul Botoșan au înțeles că trebuie să voteze pentru binele cetățeanului și pentru binele municipiului Botoșan și a comunelor care fac parte din acest colegiu. Sunt convins că și în 9 decembrie, locuitorii municipiului Botoșan și a comunelor care fac parte din acest colegiu numărul 3 vor fi alături de Uniunea Social Liberală, vor vota pentru stabilitate, pentru continuitate și pentru dezvoltarea județului, municipiului și comunelor care fac parte din acest colegiu. Sunt convins că cea mai bună soluție pentru municipiul Botoșan este USL-ul, pentru că avem pârghiile legale, conducem Consiliul Județean Botoșani, conducem Primăria Municipiului Reședință de Județ și conducem 90% din toate primăriile din Colegiul numărul 3. Cea mai bună variantă, și asta va fi, USL-ul va câștiga cu peste 60% Colegiul Secretarial cu Colegiul de Deputați numărul 5-6 din municipiul Botoșani și comunile care fac parte din acest colegiu. Eu, în calitatea mea de președinte al Consiliului Județean Botoșan, asigur toți cetățenii din Colegiul numărul 3 că vom fi împreună cu senatorul a viitor ales și cu deputații viitori aleși ai Uniunii Social Liberale, vom fi alături de ei și vom susține dezvoltarea municipiului și dezvoltarea comunilor care fac parte din acest colegiu. Sunt convins că USL-ul este soluția câștigătoare.